Inspectorii de patrulare vor fi dotați cu camere de corp. Inspectoratul General de Poliție a primit în gestiune 125 astfel de echipamente. Potrivit autorităților, acest lucru va asigura documentarea în mod corespunzător al încălcărilor ordinii publice și prevenirea amenințărilor în adresa securității rutiere. Echipamentul va asigura documentarea în mod corespunzător a încălcărilor ordinii publice și prevenirea amenințărilor emergente în adresa securității rutiere. Tradițional, Japonia ne susține activ pe domeniile de protecție civilă și a situațiilor excepționale. Prezent la eveniment, ambasadorul Japoniei la Chișinău a subliniat că donația va contribui la siguranța și eficiența muncii polițiștilor. Totodată, oficialul a reconfirmat sprijinul pentru țara noastră. Este o deosebită plăcere să particip la consolidarea forțelor de poliție din Republica Moldova. Furnizarea vehiculelor de intervenție rapide și a camerelor video corporale face parte din pachetul de 27 de milioane de dolari pe care guvernul japonez l-a anunțat în decembrie 2022. De asemenea, Daniela Gașparicova, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova, a precizat că autovehiculele și echipamentele donate reprezintă un pas important în modernizarea poliției. Ofițerii de poliție sunt pe prima linie, cei care răspund la urgențele de securitate comunitară și sprijinirea poliției din Republica Moldova pentru a-și consolida capacitățile în vederea securității publice și de a preveni criminalitatea și violența, dar și de a proteja. Deja drepturile omului constituie o parte importantă din activitatea PNUD în Republica Moldova. Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a menționat că donația urmează a fi transmisă în subdiviziunile din țară. Este propus ca până la finele acestui an să asigurăm implementarea pentru toate inspectoratele de poliție cu dotarea de camere de corp, anume în vederea asigurării garanțiilor de securitate sociale pe teritoriul Republicii Moldova. Vreau să remarc că în afară de mașini și bodycamere, proiectul a cuprins și sistemul de documentare a accidentelor rutiere și a infracțiunilor care cu rezonanță s-au deosebit de grave. Donația are o valoare de 1 milion de dolari SUA.